Înapoi în studio, 2019, la început de an, pentru că încă e frig afară. Apropo, mișto nou nostru studio, nu? Îți place? Mie îmi place, ție. Eu l-am amenajat. Da? Mulțumim Motoha pentru găzduire. Ce avem noi aici? Căști de adventure. Căști de adventure. Probabil cele mai tari căști de adventure de pe piață. Spunem probabil, pentru că cine știe, poate ne-a mai scăpat ceva. Dar trei dintre ele sunt ale mele, așadar le cunosc foarte bine. Că ai lăsat și noroiul pe ele să fie cât mai autentic. Deci aici este praf și noroi de acum vreo 4 ani, aici cam de 3 ani și aici de o lună. Dar hai să le luăm pe rând. Asta de aici, de la Shark, este prima cască adventure pe care mi-am cumpărat-o. Nu mai știu cât timp a trecut de atunci. 4-5 ani, ceva de genul ăsta. Să tot fie. Habar n-am. Ce drept am folosit-o în toate condițiile, după cât vezi, nu mai arată așa de bine. Da, ai putea să o lași la grămada cu donații. M-am atașat de ea sentimental, să știi, și o mai port și tu din când în când, dacă e cazul. Da, asta a devenit casca mea de adventure. Exact, de casca ta de adventure. Da, hai să vorbim un pic despre ea. Este de fapt o cască integrală cu cozoroc. Este un Vision Air, așa se numea modelul. Vision Air pentru că oferea un câmp vizual mare. Dacă îi pui viziera, ai un câmp vizual destul de mare. Vision Air cu cozoroc. Acum îi zice Explorer. Asta este în finish-ul carbon, dar este totuși destul de grea. Nu e o cască de carbon, doar pare. Okay. Dar asta e mai puțin important. Important e că ai ochelarii ăștia pe care îi poți spune și îți oferă un look agresiv, după câte vezi. Și sunt niște ochelari de o foarte bună calitate, adică sunt... Au ținut foarte bine, clar. Sunt lentile Carl Zeiss. Aici. Bun. Chiar sunt foarte tare ochelarii ăștia. Partea nasoală este că odată ce ai pus, ți se îngustează foarte mult câmpul vizual. Nu mai vezi la fel de bine. Am observat treaba asta, da. Dar casca asta are o grămadă de chestii mișto. Uite, de exemplu, aici ai un buzunar cu fermoar în guler. Am văzut asta la niște căști chinezești la un moment dat. Dar nu știu și chinezii ce să copieze, da? Și de la cine. Și aici un windstopper, care e foarte tare. Adică dacă te prinde iarna frigul pe motocicletă și nu ai un parbriz suficient de bun, tot ce trebuie să faci este să scoți windstopperul, mă rog, îți pui casca. Și îți legi după aia la spate windstopperul, a? Exact. Nu mi-ai spus este chiar util. Nu mi-ai spus de treaba asta. Chiar util. Chiar util l-am folosit, după aia poți să-l ascunzi la loc în guler. O problemă cu casca asta este dacă o folosești și în off-road și o vei folosi în off-road, dacă vrei o cască de adventure, pentru că nu este la fel de bine ventilată ca alte căști. Este practic o cască integrală și se simte asta. Da, uite o șmecherie, poți să-i scoți gulerul de tot. Ia să vedem, gata, este destul de simplu. Îl pui în bagaj, în rucsac, unde vrei tu și îți rămâne o cască care, mă rog, nu mai arată așa de bine pe partea asta, dar este mult mai bine ventilată, îți intră aer pe aici. Da, a zice că nu e suficient ventilată, adică nu e ca o cască de adventure adevărată. Dacă mergi mai mult pe stradă, este o variantă de luat în calcul. Mergem mai departe. Schubert E1. La fel ca Shark-ul, este o cască de stradă, de touring, la care băieții au pus cozoroc și au făcut o cască de adventure. Au mărit un pic și priza de aer, din ce am văzut. Au mărit un pic și priza de aer, da, și așa scrie în toate comunicatele. Mă rog, ai aici și un burete pe care îl scoți și îl speli. Ăsta e filtrul de particule, ca să zic așa. De habitaclu, da. N-am văzut. Da, pe ăsta îl speli și... Automat, când intri în București, când te dai cu ea prin București, îți miroase alalele. Da, cam asta, cam despre asta e vorba. La urmă e o cască flip-up cu cozoroc, iar asta e foarte tare, pentru că nu trebuie să o mai dai jos de pe cap dacă vrei să te oprești să vorbești cu cineva. Aici e un chin guard care este detașabil și care te ajută să te ventilezi în timpul zilelor călduroase și să-l pui la loc dacă se face frig afară. Dar la fel ca Shark-ul, mi se pare că nu este o cască suficient de bine ventilată. Adică, da, chiar dacă au pus priza aia de aer mai mare, dacă mergi vara în cer sau dacă ai un parbriz practic în față, ți-a blocat așa priza de aer și devine total ineficientă, la fel ca la Shark. Nu simți nimic pe acolo, deci nu ți intră nimic. Degeaba ai priza aia de aer. Trebuie, nu știu, să-ți deschizi viziera. Iar aici va fi o problemă, pentru că dacă vreau să deschizi viziera la casca asta, acum apare ok, dar dacă mergi,
Uite ce se întâmplă. Viziera nu mai rămâne blocată. Și am mai pățit asta și cu alte viziere, nu știu, să fie mecanismul de aici, să fie viziera în sine. Și e drept, am schimbat vreo 6 sau 7 viziere la Schubertul ăsta. Am și folosit-o, am peste 100.000 de kilometri. În mai toate turele pe care le-am făcut, a fost casca mea principală pentru călătorii. Am fost în America de Sud, în Siberia, la Nordcap, în Maroc. Deci am meritat. Plus pe la toate testele astea, dar chiar am folosit-o suficient. Dar m-am plictisit și am trecut la casca următoare. Și nici n-am mai vrut să cumpăr viziere. Nici pin locul nu mi se pare suficient de bun de la o vreme. Adică o folosești un pic și după aia trebuie să-l dai jos pentru că nu mai vezi clar prin el. În fine, exact. Nu-mi place calitatea elementelor optice, calitatea vizierelor de la Schubert. Și mă rog, e păcat pentru că este și o cască scumpă. Adică, na. Calitatea ochelarilor de soare integrați, pe de altă parte, este foarte bună calitatea sticlei, vezi foarte bine prin ei, dar trebuie să ai grijă cu mecanismul niciodată, dar niciodată nu trebuie să ridici cu degetul. Pentru că altfel se vor strica. Mecanismul se va distruge, am avut problema asta, trebuie să-l înlocuiești, costă bani. Iar asta se întâmplă la toate căștile Schubert, nu doar aici, am problema asta și la M1, la casca de oraș, la Open Face, unde mi s-a stricat de două ori. Iar a doua oară mi s-a stricat nu pentru că am dat cu degetul, ci pentru că am trântit casca. Ce îmi place foarte mult iarăși la Schubert T1 este gulerul ăsta și materialul, textura din care este... Am observat că arată în continuare foarte bine. Arată în continuare foarte bine. Chiar arată foarte bine și am lăsat-o în toate locurile. N-am fost foarte grijuliu. Da, păi dacă faci pană în... În Siberia, de exemplu, nu stai pe prima ta grijă, nu e, hai să vedem unde îmi pun casca să nu se zgârie. O lași undeva și te-a pus de treabă. Deci nu, chiar n-am fost foarte grijuliu cu casca asta și a rezistat. Foarte mult îmi place interiorul, l-am spălat de foarte multe ori. Este probabil cel mai comod și cel mai plăcut la atingere interior de la toate căștile pe care le-am încercat vreodată. Și nu, e place foarte mult extraordinar. Interiorul de la Schubert e extraordinar. Materialul ăsta, după atâtea spălări și după atâta folosire, e încă la fel de fin și la fel de moale și la fel de plăcut la atingere ca în prima zi când am cumpărat casca. Asta îmi place foarte, foarte mult la Schubert. În fine, Schubert T1 peste 100.000 de kilometri. Ne-am simțit foarte bine împreună, dar am trecut la Rytour X4. Tocmai mi-am cumpărat casca asta. Bine. Arată foarte bine. Am și scăpat-o în a doua zi de folosire, pentru că așa se întâmplă cu orice. Nu. E... A sărit un pic, am dat cu ea niște... Mi-a scăpat un pietriș. Așa se întâmplă. Știi cum îți cumperi o cască nouă, în a doua zi o scapi. După aia nu se mai întâmplă nimic. E pentru noroc. Exact. Rytour X4. Îmi place foarte mult, pentru că este mult mai aerisită decât Sharkul și decât Schubertul. Asta e o adevărată cască de adventure, dacă adventure pentru tine înseamnă 50-50, adică dacă mergi și pe stradă și mergi și în off-road. Cred că asta îți oferă un echilibru dual sport, ca să zic așa. E casca dual sport din lumea adventure, pentru că este foarte bine ventilată, are forma asta care aduce o cască de enduro ușor, vezi, este mai alungită, bodul este mai alungit, mai îngust, nu este rotund ca la Schubert și ca la Shark. Ai o vizieră foarte mare, vezi foarte bine. Asta e viziera de soare pe care trebuie să o cumpăr separat. Cei de la Arai nu pun ochelari integrați, pentru că spun că e o chestiune de siguranță. Asta e politica lor, nu o să găsești niciodată. Altfel, m-am înțeles foarte bine cu ea, am folosit-o doar de două ori și pe off-road și pe stradă. Este, cum spuneam, mult mai ventilată decât Schubertul și decât Sharkul. Asta poate fi bine sau poate fi rău, depinde de motocicleta pe care ești, de parbrizul pe care l-ai. De exemplu, dacă ai o cască prea ventilată și ți intră aer pe aici, pe la bărbie, și e frig afară, s-ar putea să te deranjeze. S-ar putea să nu fie foarte bine dacă mergi la 5 grade. Totuși are chin guardul ăsta pe care este cumva reglabil, da, ajustabil. Te ajută, dar nu așa de mult ca chin guardul de la Shoei. Hai să ți-l arăt. E altceva, cunosc genul ăsta de chin guard. Exact. Pe care îl poți scoate, evident, și îl bagi în buzunar dacă e cald afară, îl pui dacă e frig afară. Și obții cam aceleași beneficii. Asta este casca Shoei de adventure, un alt clasic, ca să zic așa. Asta vine, e versiunea
în culorile Honda Africa Twin și arată foarte bine. Ai aici și logo-ul HRC. E o cască foarte bună pe care eu, din păcate, nu o pot purta, pentru că nu se potrivește formei capului meu, din păcate. Eu sunt defect, casca e ok, dar pur și simplu nu-mi intră pe cap, mă strânge prin zona urechii. Deci legenda încă trăiește. Ai cap de arai sau exact. Ai cap de șoi? Eu am cap de arai, dar am înțeles că s-ar putea să am și cap de șoi, pentru că am stat de vorbă cu dealerul de la șoi și mi-a spus că acum există interioare custom pentru șoi. Deci s-ar putea să încerc să văd dacă se potrivește. Nu am purtat acea cască din acest motiv, dar l-am întrebat pe proprietar, care mi-a zis că e foarte încântat și că este cea mai comodă cască pe care a purtat-o. Cel puțin cea mai comodă cască de genul ăsta pe care a purtat-o. Și proprietarul de care vorbim a purtat multe căști. Adică nu e prima lui cască. Da, îl credem pe cuvânt, este de încredere. A zis că este foarte, foarte bine izolată fonic. Nu te aștepta de la o izolare fonică, de la o cască, să zicem, dual sport. E foarte bine izolată fonic, este și e foarte comodă. Poți să o porți toată ziua. Și mai avem o cască aici, vine de la Climb. Cryos se numește. Arată foarte agresiv, foarte bine și pare puțin construită pe rețeta raiului, adică... Seamănă foarte mult, da, dar știi care e diferența? Asta are un kilogram. Un kilogram. Este foarte ușoară. Iar asta are un kilogram 600. Da, îmi place foarte tare felul în care e finisată, se văd fibrele de carbon pe aici, exact, culorile sunt țipătoare, îmi place la nebunie. Și văd că are o priză de aer foarte mare. Deci, clar și asta este o cască 50-50. Da, doar că priza asta de aer nu poate fi închisă, știi? Adică... Dacă la... cred că de asta s-a inventat scociu, ca să poți să... Pui un duct tape acolo și gata, dar cam asta ar fi problema celor de la Climb, nu poți închide priza de aer. Deci o să-ți vină aer rece și de vrei și de nu vrei și dacă sunt 25 de grade afară și dacă sunt 5 grade. Știi ce e mai tare la casca asta? Că o poți purta și cu ochelari. Nu trebuie să-i dai viziera jos, doar ridici și pui ochelarii de enduro. Deci o cască, o adevărată cască dual sport. 50-50 și cu... Asta e mai mult undeva la 60 off-road și, 60 off-road și 40 road. Da. Bun. Arată foarte bine, foarte ușoară. Ne place. Abia aștept să o testăm. Bun. Deci, ce-ar fi de reținut? Spune-mi. Ce-ar fi de reținut atunci când îți cumperi o cască de adventure? În primul rând să ți se potrivească. Asta e clar la orice cască. Este regula de bază. Oricât de sigur ar fi casca, oricât de confortabilă, dacă nu ți intră cum trebuie pe cap, dacă nu se așează cum trebuie pe forma capului tău, n-o să fie bine. Nici în cazul unui impact, nici în cazul confortului, pentru că gândește-te. Trebuie să mergi cu casca asta să poți să mergi de dimineața până seara și nu poți să o cumperi pe principiu că lasă, că se lasă sau că mă obișnuiesc cu ea. Nu e ca la pantofi, nu e ca la pantofi de piele. Trebuie să-ți vină, cum zice, să-ți vină mânușe sau să-ți vină ca o cască. Trebuie să-ți vină bine, da? Asta în primul rând. În al doilea rând, trebuie să ai în vedere felul în care o să o folosești. Dacă vei merge mai mult pe stradă, dacă vei merge mai mult pe off-road. Pentru că și asta e foarte important. Așa cum am văzut, căști precum Shark Explorer sau Schubert E1 sunt derivate din căști, din căștile de stradă și au un cozoroc și cam atât. Deci, practic, sunt niște căști de stradă cu cozoroc și sunt mult mai potrivite pentru touring decât pentru mersul în off-road. În off-road n-ai aer, transpiri. Cam despre asta e vorba. Deci, ei să zicem că ar fi un 80-20, 80 stradă, 20 off-road. La Arai, a zice că e un raport 50-50, 50-50. Mi se pare o cască dual sport care merge foarte bine și pe stradă și pe off-road, dar s-ar putea să-ți intre cam mult aer în ea pe stradă. Nu știu, încă am apucat să o port doar de două ori, era cald, nu pot spune acum cu siguranță fix cum e, cât e de silențioasă, cât aer primești și așa mai departe, dar este o cască confortabilă, o cască de top, chiar dacă este mai grea decât Cryos de la Climb, de exemplu, greutatea este foarte bine distribuită și nu o simți grea pe cap, poți să o porți de dimineața până seara fără să simți oboseală, deci practic nu simți casca asta, nu îți dai seama că are un kilogram 600. Nu îți dai seama, ceea ce e formidabil. Asta ține de construcția căștii și de distribuirea greutății. Și eu a zice că este un fel de
70-30 în zona asta. Mi se pare, și eu mi se pare un echilibru foarte bun, un compromis foarte bun. Mi se pare construită fix cum sunt construite motocicletele adventure, adică ceva mai mult pe stradă, dar capabile să meargă și pe off-road. Cam așa văd eu casca asta. Iar despre casca de la Climb, cred că este de tot la fel o cască Dual Sport, am spus mai devreme. N-am avut ocazia să o încerc. Bun. Tot ce mai rămâne acum este să mă apuc să strâng bani pentru cască. Da, și trebuie să strângi bani, pentru că nu poți face compromisuri. O cască bună costă, nu e ieftină și până la urmă capul este cea mai importantă parte a corpului. Cred că mai rămâne varianta aia în care tu îți cumperi căști, eu le folosesc. Hai să negociem. Dacă îmi dai căștile tale de racing, că alea sunt și mai putem încerca.